Amfiteatrul la 1-1 al UVT a găzduit conferința de lansare a proiectului de modernizare a infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al UVT pentru oferirea de servicii de tip cloud și servicii de calcul de înaltă performanță. Obiectivul principal al acestui proiect POC, finanțat din fonduri structurale, este de a moderniza infrastructura de calcul și de stocare de date de la Centrul de Cercetare în Informatică, în cadrul Facultății de Matematică și Informatică al Universității de Vest din Timișoara. Beneficiarele sunt multipli, o să încep cu cei din universitate. În primul rând, vrem să dăm un acces mai larg la aceste echipamente studenților, de la licență, master și doctorat, dar în același timp, având în vedere capacitatea și puterea de calcul, vor fi folosite pe proiecte de cercetare în derulare și pentru a atrage noi proiecte de cercetare la nivel național și la nivel european. Nu în ultimul rând, această infrastructură ne permite să consolidăm și participarea noastră în rețele europene, atât de infrastructură de cercetare, cât și de cercetare. Calculul de înaltă performanță este prioritizat de Uniunea Europeană, care investește masiv în acest domeniu pentru a-i permite să ocupe un loc de lider mondial.